Stimați ascultători, dragi prieteni, vă salutăm pe toți și vă dorim audiție plăcută la programul pe care îl veți asculta în minutele următoare, realizat în studioul din București al postului de radio Vocea Evangheliei și transmis prin intermediul stației Trans World Radio. Arhiva suferinței. Găsit, dragi prieteni, bine ați revenit în spațiul Arhivei Suferinței. Sunt Adriana Huțanu, la tehnic astăzi Manu Ionescu. Începem o nouă ediție, cu același interlocutor. Vi le reamintesc, este vorba de economistul Constantin Caraman din București, care a avut cinstea, privilegiul, fericirea să-i cunoască pe unii dintre cei mai reprezentativi eroi români ai credinței, de care am auzit, pe care i-ați întâlnit până acum, fie pe paginile Arhivei Suferinței, fie în lecturile dumneavoastră particulare. În emisiunea de față, amintiri despre preotul ortodox Teodor Popescu, întemeietorul mișcării de la Biserica Sfântul Ștefan, cuibul cu barză, o mișcare de renaștere spirituală a ortodoxiei românești de la începutul secolului, apoi câteva gânduri despre alt preot ortodox, Dumitru Cornilescu, traducătorul Bibliei în limba română modernă, iar în cea de-a doua parte a episodului, amintiri despre compozitorul Nicolae Moldoveanu și poetul Costache Ioanid. Gânduri de suflet, amintiri emoționante adunate într-un buchet de albi crini, pe care se oglindesc timide lacrimile de rouă ale suferinței. Am rezervat pentru finalul emisiunii și o surpriză, dragi prieteni, din fonoteca de aur a Vocii Evangheliei, un fragment din poemul Am căutat iubirea, în chiar rostirea creatorului lui, poetul Costache Ioanid. Stimați ascultători, am făcut această scurtă avantpremieră pentru că îmi propun să nu mai intervin pe parcursul ediției și asta pentru a lăsa gândurile să se desfășoare în voie, fără a le întrerupe șirul. N-aș vrea să plec însă până ce nu vă citez un fragment din proza semnată Costache Ioanid și apărut la editura Stephanus sub titlul Cine ești tu, Doamne? Iată ce scrie Costache Ioanid. Ne uităm la stele cu vătraiul și scormonim jăraticul cu telescopul. Credința este singurul bun care se poate cere lui Dumnezeu fără credință. Primind-o, capeți simțul realității și constați că Iisus, între oamenii de jos, era un miracol de neînțeles. Între fruntași, era o răspântie. Între pescari, cu experiență, era călăuza pescuirilor uimitoare. În mijlocul stihiilor dezlănțuite, poruncea și era ascultat. Pretutindeni era dumnezeiesc, pe munți, veghind între îngeri și fiare, pe întinderea mării, pășind peste valuri, în pustiuri, eliberând pe demonizați, în templu, biruind în subtile dispute teologice, între leproși, atingându-le rănile cu mâna și vindecându-le, în fața sicrielor, poruncind îngerului morții, în mijlocul mulțimii, ca învățător, cristalizându-și revelația în pilde, imagini și aforisme nepieritoare, alături de cei cu inima sfâșiată de păcat, aducând bucuria iertării, între cei ce-l ovaționau, plângând pe cei împietriți, în ceasul chinurilor de iad, dăruind cerul, îndurător, duios, răbdător și înțelegător față de toți, și fără milă numai față de propriul său trup, pe care nu l-a cruțat de nicio suferință, pentru a dărui o izbăvire cât mai largă. Acesta este Domnul nostru Iisus Hristos. Vă reamintesc că acest citat face parte din volumul de proză apărut la editura Stephanus din București în anul 1994 sub titlul Cine ești tu, Doamne? Iar acum la Radio Vocea Evangheliei, la Arhiva Suferinței, economistul Constantin Caraman.
Domnule Constantin Caraman, ne-ați povestit despre Iosif Trifa, despre mișcarea Oastea Domnului. Cam în aceeași perioadă a luat naștere în România o altă mișcare, de asta dată în sudul țării. Este vorba de cea de la Biserica Cuibul cu Barză, prin preotul ortodox Tudor Popescu. Da. Când ați luat un prim contact, când ați auzit despre această mișcare, l-ați cunoscut pe Tudor Popescu și pe ceilalți preoți din anturajul său? Pe Tudor Popescu l-am cunoscut când el de acum era în plină activitate în strada Carol Davila. Era o persoană foarte respectabilă, cu multe prestanțe. Și pot să spun că pentru mine a fost și un dascăl, pentru că aproape un timp de câțiva ani mă duceam în fiecare joi după masă la adunare în adinsul, împreună cu un alt coleg de la Academie. Uh-huh. Și mi-am făcut o părere foarte bună despre calitatea lui de evanghelist, un foarte bun evanghelist, cu prestanță, cu putere, autoritate, claritate, simplitatea cu care vorbea el ca să înțeleagă lucrurile înalte, adânci ale Scripturii. Care era mesajul predicilor preotului Popescu? Chemarea, îndeosebi, chemarea asta era lui. Chemarea la pocăință. Chemarea la pocăință, bineînțeles, toată întoarcerea la Dumnezeu, naștere din nou și creșterea așa. El a văzut această mișcare afară de Biserica Ortodoxă, a intenționat de la început să existe, să o facă să existe în afara Bisericii Ortodoxe sau cum a fost? El a început mișcarea lui în Biserica Cuibul cu Barză. Biserica Ortodoxă. Ortodoxă, da. Și predica Evanghelia. Chiar, nu știu dacă cunoașteți un articol al ministrului educației sau culturii, era Octavian Goga. Ce impresionat a fost el de felul cum predica el și cum se desfășurau predicile în biserică. Dar sigur că Biserica Ortodoxă a văzut că dacă continuă lucrarea aceasta, să nu se nască ceva și au căutat să ne înlături, să cunoaște că a trecut și el prin prigoniri, prin atacuri. În biserică atunci avea un cerc de cunoștințe, adică de ascultători în biserică aceea, veneau, de când predica el, acum atragea multă lume acolo. Acest grup au aranjat așa fel să-i creeze undeva o clădire. Era și prințesa Calimache, una din ele. Se pare că ea chiar l-a angajat pe Dumitru Cornilescu să facă traducerea la moșia ei din Moldova. Ce ne puteți spune despre Dumitru Cornilescu, unul dintre traducătorii Bibliei? Nu, n-am avut ocazia, fericirea să-l cunosc personal pe Dumitru Cornilescu, pentru că el atunci era în Elveția când am luat o legătură cu biserica aceea din Carol Davila. Dar știați că este acolo? Da, știam că este acolo, că ducea și acolo, făcea și acolo o lucrare. Avea o activitate creștină, avea și o revistă, mi se pare, publica, și știam despre activitatea lui din Elveția, știam ceva, însă nu mi-a căzut așa în mâine lucrările ale lui. Dacă scrind puțin umplut ai cu hrană bună saci goi, dacă din buna visterie scoți lucruri scumpe vechi și noi, dacă ai fost pom lângă izvoare cu dulce rod la vremea lui, atunci mai înalt și mai puternic vei străluci cu cât apui. Dacă ai putut iubi vrășmașul din toată inima iertând,
dacă ai putut primi săracul mereu cu glasul cel mai blând, dacă ai știut tăcea la vreme, dacă ai știut vorbi cu miez atunci cu cât te ascunzi mai tare, cu atât mai luminos te vezi. Dacă ai putut cu cele slabe să biruiești pe cele tari, dacă ai trudit spre roada bună, crescând frumoși și drepți lăstari, și dacă slujba încredințată s-a merit și harnic ți-ai plinit, atunci în veșnicele corturi ți se va spune: bun venit! Nu mai harul, nu mai harul îl păstrează neîncetat. El mă face, el mă ține credincios cu adevărat. În lucrarea ta cea sfântă, unde m-ai chemat pe mine, harul tău mă ține. Nu-i harul, nu-i harul mă străvește încetat. El mă face, el mă ține credincios cu adevărat. Nu-i harul, nu-i harul mă păstrează neîncetat. El mă face, el mă ține credincios cu adevărat. Legat de mișcarea oastea Domnului, nu putem trece mai departe până nu mai zăbovim câteva clipe la Sibiu cu Nicolae Moldoveanu. Când l-ați cunoscut? Cel mai apropiat contact, mai strâns contact cu el a fost când el se ducea în fiecare vară pentru o cură de nămol la Techirghiol, care un braț care era suferind. Și el acolo, tot timpul liber care îl avea, la o gazdă unde trăgea, făcea o întâlnire cu cei care îl cunoșteau bine și știau că e acolo, și își expunea noile creații. Și se difuza în felul acesta, că acolo era stațiune climată de balneară și venea lumii din diferite colțuri ale țării. Tata avea un serviciu la Eforie și aproape. Și atunci mă duceam și eu la aceste cercuri muzicale, ca să le zic așa. Dulceața asta a muzicii lui, melodiile lui, așa cum sunt... Că vreau să spun aici o distinție sau, cum se spune, o particularitate. Era că păstra melodiile care se apropiau de melodiile populare ale Oaste Domnului. Și chiar se recomanda, chiar am citit undeva într-o lucrare că și Trifa recomanda să păstrăm melodiile populare sau care păstrează acest caracter românesc, și el a păstrat acest timp. El nu și-a schimbat deloc. Nu, sigur că da. Iar versurile lui Traian Dor s-au potrivit foarte bine. Traian Dor și de-a lui Costache Ioanid. Eu cânt cântări din dragoste de seme, să-i pot înălța mereu spre Dumnezeu, ca El se poate.
poată fi și ei asemeni, nemuritori și fericiți mereu. Ca el să poată fi și ei asemeni, nemuritori și fericiți mereu. Eu cânt cântări salin orice durere și să trezesc credința în Iisus, să torn în inimi dulce mângâiere și să arăt o cale spre mai sus, să torn în inimi dulce mângâiere și să arăt o cale spre mai sus. Eu cânt cântări să aprind mai mult iubirea, prin lumea uripi unde trec străin, prin taina lor să-mi drept spre mântuirea, pe care har o dă la toți de plin. Prin taina lor să-mi drept spre mântuirea, pe care har o dă la toți de plin. Eu cânt cântări ca așa mi-e dată viața, nu pot altfel, eu sunt făcut să cânt, și vreau și inima-n adânc și fața să cânte pururi slavă celui sfânt, și vreau și inima-n adânc și fața să cânte pururi slavă celui sfânt. Eu cânt cântări din dragoste de semeni. Dacă vreți să vă spun ceva și de Costache Ioanid, așa asemănări, statură, vârstă, nume. Odată mergeam pe... veneam de la o adunare și eram undeva pe Moșilor și ne iese în cale unul care cântărea persoane. Și Costel spune, hai să ne cântărim. Zic, frate Ioanid, hai să ne urcăm amândoi pe cântar și împărțim pe din două greutate. Bineînțeles, om, înțeles că e vorba de omul cu cântarul. Și se vezi că după cine am cântărit era o diferență de câteva grame între noi. Așa că, asta ca să vă faceți, să vă dați o idee cam și asemănare. Însă, lăuntric era diferență, bineînțeles. Ce vreau să vă spun în legătură cu Ioanid, era legat foarte mult de o preocupare de artă plastică, sculptor. Până să se pocăiască. Sculptor caricatural. Adică, am văzut câteva din lucrările lui. Era un... actor de teatru, Bulfinski, era așa gras, el nu știu ce, avea niște borboane pe față și cum l-a reprezentat? Un cartof cu borboanele alea și când te uitai, spune, domnule, ăsta e Bulfinski. Semăna. Avea un talent extraordinar. A făcut-o pe Maria Filotti, grațioasă, artistă aceea, sveltă și nu știu ce. Te uitai la florele, asta e Maria Filotti. Și avea expoziție, a avut expoziție prin țară, mi se pare că și prin străinătate, undeva. Era îndrăgite asta. Într-adevăr, avea talent. Era și era unic. Scria versuri atunci? Scria, dar nu prea. Zic, măi, Costele, să nu te ocupa de chestiile astea. El era, atunci era pe timpul comuniștilor și ca să-și câștige cumva existența, era într-un ansamblu artistic al armatei
și le făcea textier pentru manifestările lor, în sfârșit. Și zic, te ocupi acolo ca să-ți câștigi existența, dar ai putea să te ocupi de... Începuse să facă versuri și erau... Zic, ocupă-te de poezie, scrie-te ce lucruri frumoase. Soția lui Leana și ea l-îndemna. Și zic, doamne, că e mai valoros ce caricaturile astea. Zic, mai valoros scrie pentru Dumnezeu. Uite, nu vezi ce apreciate sunt poeziile tale și aș duce un folos lucrării lui Dumnezeu, să zidesc cu oamenii și asta, știi? Și a înțeles el că era un om înțelept. Și s-a apucat de lucrul ăsta și s-a dedat la... Și a ieșit ce a ieșit. Nu zic eu că eu sunt la marele. Dar în orice caz mă bucur că am văzut cel puțin realizându-se lucrul ăsta, că s-a lăsat de sculptura aia caricaturală și s-a ținut de lucrarea Domnului. Comunicativ, predica? Nu prea predica, avea un dar extraordinar de recitare. E ceva, de altfel, el se pregătise, câți ani la Arta Dramatică la Iași. Era ceva extraordinar când recita poeziile lui, mai ales ceva, te cutremura. Era un om pașnic, blind, da. Am căutat iubirea ca pe o cetate sfântă, ca pe un cer de cântec în lumea de dureri. Am dat năvală în viață căutat iubirea ca pe un rai al lumii, cu îngeri de țărână și nor de borangic. Am vrut din cupa clipei să sorb magia spumii și am spart în țândri cupa, căci n-am găsit nimic. Am căutat zadarnic, dar într-o primăvară am întâlnit odată în cale un drumeț. Pe umerii săi trudnici purta o grea povară, o sarcină de strențe și cioburi fără preț. Trecea pe cărăruie întâmpinând batjocuri, lăsând să-i rupă câinii din haină câte un fald, urca pe colț de stâncă și în urma lui, pe alocuri, vedeai pe piatra rece sclipiri de sânge cald. Și totuși, în privire, avea un cer de taină, cum n-am văzut în lume, în ochii nimănui. Și am vrut să-i smulg povara, dar am căzut cu spaimă, căci mult mai grea ca plumbul era povara lui. M-am ridicat din țărnă și l-am ajuns din urmă să aflu
ce comoară în sarcina strâns, dar am simțit că viața ca de un prăpăd se curmă când am privit prin zdrențe cu tremurat de plâns. Căci se vedea în povară un clocot ca de cloacă, un colcăit de drojdii, un spumec de scursuri, tot ce-i murdar și putred în lumea asta întreagă vuia strivind grumazul sărmanii lui făpturi. Dar unde duci, străină, povara ta ciudată, povara de-i o sândă, sub care atât te-a pleci? Am întrebat drumețul și el mi-a spus în șoaptă, spre apelei uitării, ca să o arunc pe veci. Dar tu vorbești, străinul, urcând încet privirea, dar tu pe cine-i cauți, înnourat și crud? Eu căutam iubirea, iubirea, fu răspunsul, străinul lui, eu sunt. Vă mulțumim, stimați ascultători, pentru atenția acordată și vă reamintim că, începând cu duminica din 30 martie 1997, veți putea asculta Radio Vocea Evangheliei în banda de unde scurte de 31 metri, frecvența 9925 kHz, începând cu ora 19. Aici se încheie programul postului de radio Vocea Evangheliei, ajuns în casele dumneavoastră prin intermediul stației Trans World Radio. Vă informăm că puteți asculta emisiuni creștine în limba română în fiecare după amiază, începând cu orele 18 și 30 de minute, 6 și jumătate după amiază, în banda de unde scurte de 49 metri. Vă mulțumim pentru atenție, vă dorim o seară plăcută și o noapte bună tuturor. Pe mâine, stimați ascultători!